Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Mai țineți minte? Mai țineți minte cum sunau telefoanele Nokia? Păi toți aveam. Exact. Asta era. Mamă, ce mândru am fost când am primit primul telefon Nokia. Am fost un Ericsson înainte. Nu știu cât, era o cărămidă, era foarte bună, că pe vremea erau câini mulți pe stradă și am primit un Nokia finuț, n-avea decât un kil. Erai tare cu Ericsson. Eu am avut Philips Fitz. Îl mai țineți minte? Da. Cred că știu. Era că tot tabletă de ciocolată. Nu. Mă rog, eu și zis. De ping-pong. Așa, așa. Da, eu am avut Bosch. Deci, la mine era cu scule. Era bună treaba, da. Dar tune-ul ăsta, adică sunetul de Nokia, are o istorie. Are o istorie întreagă. Și cumva vine și din multă chipzuință și spirit de economie, poți să-l oprești. Da, te rog și eu. Nu mai suport. Așa. Deci, de Nokia Tune, că așa îi se spune, un fragment dintr-o piesă clasică pentru chitară, care a fost compusă de Francisco Tárrega în 1901, Gran Vals. Foarte frumos. Părintele chitarei clasice Tárrega, chitarist și compozitor romantic spaniol. De ce a ales Nokia acest pasaj? Pentru că e foarte frumos și memorabil și ușor de fredonat și de cântat, dar mai ales e gratis. Pentru că legislația europeană prevede ca drepturile de autor, că drepturile de autor sunt la liber, la 70 de ani de la decesul compozitorului. Și Tárrega săracu se prăpădise convenabil cu 84 de ani înainte să vină Nokia cu telefoanele sale mobile, care căutau un sunet să nu mai aibă bătăi de cap cu drepturi de autor, să plătească royalty și lucruri de genul ăsta, și de zgârciți. Și au zis, hai, luăm pe alu Tárrega. Nea Tárrega nu mai are cine să ceară. Dar ce să vezi, Tárrega însuși s-a inspirat dintr-o altă piesă faimoasă pentru compoziția lui Gran Vals. Asta este, e vorba de un vals al lui Frédéric Chopin, care valsul respectiv fusese compus cu alți 70 de ani înainte. Și dacă ascultați, o să, cu atenție, o să sesizați la un moment dat o, mă rog, o înșurire de sunete care seamănă foarte bine cu ce a compus Tárrega. Adică melodia Nokia era atât de cunoscută pe tot globul, încât a fost folosită ca sample într-o mulțime de piese pop, dar a și întrerupt o grămadă de concerte. Iar artiștii au reacționat cu mai multă sau mai puțină amabilitate la întreruperile acestea, dar și cu umor, cum e cazul acestui violonist pe care îl cheamă Lucas Kmit. Făcea un concert, ținea un concert de violă. Viola care e între vioară și următorul instrument, violoncel. Și la un moment dat în concert sună telefonul unui spectator. Evident, avea un Nokia la vremea respectivă. Dacă ar fi avut iPhone atunci, le invidiau toți. Da, a avut umor. Da, cred că e super enervat să se întâmplă așa ceva în timpul concert. Dai seama că l-a căutat după spectacol. Care e Nokia? Care e Nokia? Toți avem! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.